Doamnelor, domnilor, bună ziua! Bine v-am găsit la știrile amiezii la Doto TV. Eu sunt Ivet Mârza. Pentru început vă propun să vedem cele mai importante titluri ale ediției pe scurt. Constanța va avea un spital nou după 30 de ani. Cel puțin asta promite primarul Virgil Chițac pe pagina sa de socializare. Dezastru ecologic în Marea Neagră. O navă turcească încărcată cu 3.000 de tone de uree a început să se scufunde. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic Național. Constanța va avea un spital nou după 30 de ani. Cel puțin asta promite primarul Virgil Chițac pe pagina sa de socializare. Este vorba de Spitalul Municipal Policlinic, care ar urma să fie ridicat pe Bulevardul Ferdinand, în apropierea actualului Spital de Boli Infecțioase. Virgil Chițac spune că a încheiat contractul pentru proiectare, astfel încât să poată fi depusă cererea de finanțare din PNRR. Conform proiectului, spitalul va avea o secție de primiri urgențe, un ambulatoriu, bloc operator centralizat, dar și o cafenea. Toate secțiile vor fi prevăzute cu saloane cu unul sau două paturi și grup sanitar. Blocul operator va avea 4 săli de intervenție și salon ATI cu 15 paturi. Vor fi amenajate parcări pentru vizitatori și pentru personal, spații verzi și alei pietonale. Dezastru ecologic în Marea Neagră. O navă turcească încărcată cu 3.000 de tone de uree a început să se scufunde. Vera Su, care naviga sub pavilion Panama, a eșuat pe 20 septembrie în apropierea zonei protejate Caliacra din Bulgaria și a început să ia apă la bord. Potrivit administrației maritime bulgare, sala motoarelor este inundată și există găuri în carena navei. Nava a fost inspectată și de scafandrii, care au descoperit că ea este înfiptă pe fundul apei și că există puține șanse să poată fi salvată. La începutul lunii octombrie, autoritățile bulgare au efectuat mai multe manevre de mutare a ureei de pe navă, dar conform presei bulgare, cantități mari de substanță se află încă la bord. Autoritățile spun că operațiunile sunt complicate de vremea rea. Ureea este un îngrășământ folosit în agricultură care, în contact cu apa de mare, duce la o înflorire rapidă a fitoplanctonului toxic pentru viața marină. Unitatea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic Național. Informația vine de la Societatea Națională Nucleară Electrică SA, care subliniază că specialiștii investighează cauza care a condus la declanșarea întrerupătoarelor de livrare a energiei și a determinat deconectarea automată a unității. Nuclear Electrica menționează că deconectarea automată a unității 2 s-a produs în condiții de siguranță, toate sistemele unității funcționând și răspunzând conform proiectului în astfel de situații. Deconectarea automată a unității 2, precum și lucrările de remediere, nu au impact asupra securității nucleare a reactorului, personalului unității, populației și mediului înconjurător. Campanie de vaccinare drive-thru în Constanța din 15 până pe 31 octombrie. Începând de vineri, la City Park Mall se va deschide un centru drive-thru, iar vaccinarea se face fără programare cu vaccinurile Pfizer-BioNTech și Johnson & Johnson. Centrul de vaccinare va funcționa între orele 12 și 20. Persoanele care doresc să se imunizeze trebuie doar să prezinte un document de identitate valabil. Centrul drive-thru a fost organizat de Direcția Generală de Asistență Socială și Direcția de Sănătate Publică Constanța. Constanțenii pot depune începând de mâine cererile și declarațiile pe proprie răspundere pentru a beneficia de ajutorul de încălzire și suplimentul de energie. Dosarele pentru obținerea ajutoarelor pentru încălzirea locuinței pot fi depuse și online la adresa de e-mail ajutoareîncălzire@dgas-ct.ro. Familiile sau persoanele singure care au încheiat contracte individuale cu furnizorul de energie termică, Radet sau gaze naturale, Engie, precum și cei care se încălzesc cu lemne de foc sau curent electric, depun cererile individual, iar familiile sau persoanele singure care fac parte din asociații de locatari sau proprietari depun prin intermediul reprezentantului asociației. Constanțenii vor plăti 250 de lei pentru o gigacalorie. Chiar dacă prețul real al acesteia a crescut la 1034 de lei, diferența va fi suportată de autoritățile locale. Decizia a fost luată ieri în Consiliul Local după un meci al declarațiilor între PNL, USR și PSD, după ce socialdemocrații au cerut ca prețul plătit de populație să fie chiar mai mic de 250 de lei. Cu 19 voturi pentru din partea PNL și USR și doar 8 împotrivă din partea PSD, prețul local al energiei termice la Constanța a fost majorat de la 598 de lei la 1034,78 lei pentru o gigacalorie. Tot în ședința Consiliului Local a fost stabilit însă și prețul pe care îl vor achita consumatorii. Acesta este 250 de lei pentru o gigacalorie, diferența până la 1034 de lei, urmând să fie suportată din bugetul local în urma unei susțineri financiare de 10 milioane de lei din partea Guvernului României.
României, potrivit liberalilor, înainte de decizia finală, prețul gigacalorie a încins spiritele printre consilierii locali, în timp ce socialdemocrații au cerut un preț mai mic, liberalii au acuzat că politica populistă a PSD a băgat Radet în faliment. Grupul Partidului Social-Democrat dorește și solicită ca prețul final pe care trebuie să-l plătească populația să fie la 230 de lei, nu 250 de lei, ci cred că 230 de lei este un preț suportabil astăzi de către primărie, de către autoritatea locală. Dacă domnul primar și aparatul de sub, din subordinea domniei sale ar fi propus 230, Partidul Social Democrat ar fi propus 229,99 doar pentru a face, doar pentru a da bine la public. Domnule Răsăuțeanu, domnule consilier Răsăuțeanu, dumneavoastră când în fostele administrații, și mă gândesc foarte bine că avem numai de mult de câțiva ani, ați avut această posibilitate și erați în majoritate și totuși n-ați dat 230 și ați dat 250. Atunci nu vă mai gândeați la populație? Era altă populație în Constanța? Rugămintea mea este să nu vă mai duceți atât pe atâta populism, pentru că într-un final constanțenii sunt cei care ne-au pus aici și așteaptă de la noi niște lucruri serioase, domnule consilier Răsăuțeanu. Duceți în derizoriu toată această discuție și vă spun cu mâna pe inimă că sunt dezamăgit de ceea ce face Partidul Social Democrat. Dumneavoastră comparați situația, contextul social-economic de în urmă cu 3-4 ani cu ce se întâmplă acum și prin ce trece țara? Nu e normal să vii cu măsuri de sprijinire atunci când românii, când constanțenii trec într-o perioadă grea și să-i ajutăm să treacă iarna mai ușor? Nu e normal să gândim noi că este responsabilitatea noastră, că de-aia ne-au votat oamenii și ne-au trimis în Consiliul Local. Să ne gândim la ei, nu la cum să ne iasă cifrele, să ne fie nouă bine. Mă înțelegeți? Deci nu mai comparați și vă place așa cu populismul ăsta. Păi populiști sunteți dumneavoastră, cei de la PNL și cei de la USR, că nu vă asumați nimic. Cum puteți să spuneți că este un context diferit și noi nu plătim această subvenție? Tocmai pentru că dumneavoastră, cei de la PSD, ați ascuns adevărul constanțenilor, ați băgat în faliment Radet. Majorarea prețului gigacaloriei se află la a treia încercare. Inițial, primarul Virgil Chițac a spus că prețul se mărește pentru a acoperi și pierderile din rețea și pentru a proteja CET-ul de la faliment. Ulterior a revenit și a explicat că 1034 de lei este prețul real și că altă posibilitate nu există. Faptul că am primit de la guvern 10 milioane în urma solicitărilor noastre, care au fost mult mai mari, dedicate termiei, ne face ca propunerea noastră să rămână 250 de lei prețul de facturare la populație. Constanța încasează într-un an fiscal, într-un an calendaristic, taxe de la populație, veniturile proprii, în jur de 550 de milioane de lei. Așa cum se previzionează anul viitor, 100 de milioane se vor duce către transport cu toate gratuitățile pe care le dăm, 140 se vor duce către termie, adăugați vă rog 60 de milioane către gunoi și aveți imaginea unui lucru total anapoda, adică din 550 de milioane pe care încasăm noi, 300 ducem pe aceste trei tipuri de subvenții. Noul preț al gigacaloriei va intra în vigoare la 1 noiembrie și va fi valabil până la 31 martie 2022. Coadă la vaccinare aproape zi de zi la cel mai mare centru de imunizare din Constanța. La pavilionul expozițional se prezintă din ce în ce mai mulți constanțeni care vor să se vaccineze împotriva COVID-19, speriați de situația dramatică din spitale. Trend ascendent al persoanelor care aleg să se imunizeze cu prima doză a vaccinului anticovid. Noul val 4, dar și noile restricții impuse, i-a determinat pe oameni să vină să se vaccineze.
Până la 10 la 1000 de locuitori a urcat incidența COVID-19 la Constanța. La ATI mai erau în această dimineață doar 5 paturi libere la Megidia și Constanța, iar la ambulanță sună în continuare cel puțin 3 constanțeni cu simptome ale bolii la fiecare minut. La Spitalul Județean din Constanța au fost amenajate și 3 paturi pentru copiii care au nevoie de îngrijiri de terapie intensivă. Spitalul Județean de Urgență Constanța are alocate 19 paturi COVID la pediatrie și alte 3 paturi de terapie intensivă pentru copii. Nu avem în momentul de față niciun copilaj la terapie intensivă, iar din cele 19 paturi, în această dimineață erau ocupate 10. Este vorba despre 10 pacienți minori internați cu unul dintre părinți. Majoritatea sunt cu stare generală bună și prezintă simptome respiratorii ușoare. În cele mai multe dintre cazuri, evoluția este rapid favorabilă, prin urmare sunt externați și pot urma tratamentul acasă, monitorizați de către medicul de familie. Speriați de bilanțul negru al ultimelor zile, tot mai mulți constanțeni s-au îndreptat spre centrele de vaccinare din municipiu. La pavilionul expozițional au fost atât de mulți oameni dornici să se imunizeze, încât s-au format cozi. Cum a fost după prima vaccinare? Alergii la alimente, la medicamente, antibiotice, anticoagulante? Nu l-ați niciun tratament în momentul de față? Nu. Vă doresc multă sănătate, o să mergeți după doamna, da? La prima, Johnson, am făcut. Din cauza restricțiilor. La câta doză sunteți? 3. Ce să zic, mai reticenți la început, dar pe urmă, dacă au băgat frica în noi... Ne-am vaccinat de prima dată, pentru că asta este. Noi am trăit pe vremea când ne vaccinau la școală de toate vaccinurile și nu mi-e teamă. Trebuia să fac a treia doză. Am făcut primele două doze și am făcut. Plus că e vârsta înaintată și trebuie să ne păzim oricum. În ultimele zile, mai ales pe data de 11, am avut 1446 de vaccinați cu Pfizer, dintre care 335 cu prima doză, ceea ce au venit mai mulți, 617 cu a treia doză, care și-au terminat și cu doza de booster. Data de 12, în jur de 923 de vaccinați cu Pfizer, iarăși un trend crescător, 271 cu prima doză, iar la a treia doză 516 care au făcut boosterul. Până acum, 250.000 de constanțeni eligibili s-au vaccinat împotriva COVID-19 în municipiu. Practic am crezut că ne apropiem cu toții de sfârșitul pandemiei. Din păcate, și campaniile de dezinformare desfășurate și reticența generală și teama populației față de ceea ce înseamnă vaccinare au condus la un procent mai redus al persoanelor vaccinate. În momentul de față, la nivelul Constanței, suntem undeva la 40% ca și procent de vaccinare. Sunt peste 250.000 de persoane vaccinate. Numai ieri s-au vaccinat undeva la 2600 de persoane, 1000 cu cea de-a treia doză deja, peste 1500 cu prima și a doua doză. Până la 13 octombrie, în România au fost înregistrate 1.398.264 de cazuri de infectare cu noul coronavirus, dintre care 4.607 sunt ale unor pacienți reinfectați, testați pozitiv la o perioadă mai mare de 180 de zile după prima infectare. Tot până astăzi, 1.199.267 de pacienți au fost declarați vindecați. Nimeni nu pare interesat să renoveze locurile de joacă din Constanța. La licitația organizată de municipalitate nu s-a prezentat deocamdată nimeni. Administrația locală insistă însă și speră ca într-o lună să găsească o companie interesată să repare locurile de joacă din oraș. Astăzi majoritatea arată ca după război, cu tobogane sparte, leagăne rupte și șuruburi lipsă. Un adevărat pericol pentru copiii care vin să se joace în ele. Primăria Constanța primește săptămânal zeci de sesizări din partea părinților nemulțumiți de felul în care arată locurile de joacă din oraș. Multe dintre ele s-au transformat în ultima vreme în adevărate capcane pentru copii. Ne aflăm la doar 200 de metri de primărie, în locul de joacă special amenajat pentru copii de aici din Parcul Arheologic. Aici putem observa leagănele rupte, topoganele sparte, dar și mobilierul care este măzgălit și cu multe șuruburi lipsă. Toate acestea pun în pericol siguranța copiilor. Sesizarea, am trimis o poză la primărie acolo pe Facebook și au zis să fac o solicitare în scris. De exemplu, leagănul cât și mai încolo unde se dau copii, de vreo două luni de zile stau așa. Am mai vorbit și cu cei de la pază, dar nu cred că avea vreo treabă cu... Adică nu poate să ne ajute în niciun fel. Aici, de exemplu, este
era un plastic. A dispărut astăzi, mâine a reapărut. Și chiar aici vine copilul cu gurița. De exemplu, scărița aceea de acolo, care e de metal, n-a fost bună, pusă bine. Trebuie să îmbunătățite din când în când, că se distrug. În speranța că va rezolva repede problema, municipalitatea a lansat în această vară o licitație pentru găsirea unei firme care să repare 10 dintre locurile de joacă cu probleme. Surpriză însă, la apelul primăriei nu a răspuns nimeni, chiar dacă perioada pentru depunerea ofertelor a fost prelungită până la data de 4 octombrie. La acest moment, anunțul de licitație și toată documentația necesară este încărcată în sistemul electronic de achiziții publice, începând cu data de 11 octombrie, iar depunerea ofertelor se poate face până pe 10 noiembrie. Valoarea estimată pentru reparațiile și reamenajarea celor 10 locuri de joacă se cifrează la 1,5 milioane de lei. Pentru reamenajarea locurilor de joacă de la Doralici și Poarta 6, dar și cele situate pe străzile Arcului, Progresului, Solidarității, Brize, Alea Gherghel, Bulevardele Ice Brătianu și 1 Mai, administrația locală a lansat recent o nouă licitație și a publicat un caiet de sarcini care cere constructorului să finalizeze lucrările maximum 12 luni și să ofere garanție de 5 ani pentru echipamente și de 3 ani pentru lucrări. Din păcate, în Constanța, nu doar cele 10 locuri de joacă amintite de municipalitate au nevoie de renovare, sunt și altele, unele dintre ele chiar în imediata apropiere a primăriei, pentru care este necesară intervenția urgentă. Vreme mohorâtă azi pe litoral, cer mai mult acoperit și 14 grade Celsius. La noapte în Constanța cerul va fi variabil și minimele coboară până la 10 grade. Mâine vremea se menține închisă cu nori întreaga zi, iar la prânz termometrele vor indica doar 16 grade Celsius. La noapte în Cernavodă cerul va fi acoperit, vântul va sufla slab și temperaturile se vor situa în jurul valorii de 8 grade. Vreme de toamnă mâine la Cernavodă, soarele va fi scump la vedere și se vor înregistra 14 grade Celsius. Cer noros la noapte și în Mangalia cu temperaturi de 10 grade. La Mangalia cerul va fi noros și mâine și temperaturile maxime vor atinge la prânz 16 grade. Naționala Under 20 a României a bătut Cehia Under 20, scor 2-1, grație unei execuții de generică a lui Eduard Rădăslăvescu. În minutul 86, puștul crescut la Academia lui Gică Hagi a trimis direct în vincul porții cehilor. Exersez foarte mult la antrenament, mă bucur că mi-au ajutat echipa să fie cel meci. Te-au felicitat colegii din Academie pentru acea reușită? Da, toată lumea m-a felicitat, am primit foarte multe mesaje, mă bucur că mi-a ieșit. Convocarea la Naționala Under 20 a fost extraordinară pentru jucătorul de la Malul Mării. Ce a reprezentat pentru tine această convocare la o categorie de vârstă mai mare? A reprezentat foarte mult un sentiment de bucurie și de onoare să reprezint România, mai ales la o categorie mai mare. Rădăslăvescu speră să evolueze în campionatele din Anglia și Italia. Ajuns la FC Farul în 1960, la 22 de ani, profesorul Petre Comăniță a contribuit ca antrenor la primele două titluri de campion național cu formația de juniori republicani în 1961 și 1962. A activat aproape 4 decenii în cadrul clubului Farul, unde a îndeplinit pe rând atât funcția de antrenor, cât și pe cea de director al Centrului de Copii și Juniori. Ajuns la 83 de ani, antrenorul emerit Petre Comăniță a rememorat câteva dintre cele mai frumoase amintiri alături de clubul de la Malul Mării. În 61 am fost adus de la Megeria pentru juniorii Farului. Tot în 61 era domnul Zmărăndescu antrenor la echipa de juniori și împreună cu dânsul am câștigat în același an campionatul de juniori. Mi-aduc aminte perfect, am fost primit la gară cu fanfara. Gara era în locul cinematografului Republicii acum. A fost un eveniment deosebit. Da, mi-aduc aminte, cred că era stadionul nerenovat, împreună cu Gil Mărădărescu, care a făcut o performanță deosebită 4 ani, după care a plecat la echipa națională. A activat aproape 4 decenii în cadrul clubului Farul, unde a îndeplinit pe rând atât funcția de antrenor, cât și pe cea de director al Centrului de Copii și Juniori. Foarte multe generații, îmi pare rău că nu l-am prins și pe Gică. Eu am avut 2 ani de zile de întrerupere, datorită evoluțiilor slabe am fost schimbat și eu și antrenorul principal. Au mai venit Antonescu, Tâlvescu și în perioada aia a fost promovat și Gică. Gică a stat foarte puțin la Constanța. A plecat pentru că valoarea lui nu era pentru
Constanța. Marea performanță a lui nu este campionatul sau locul 2, 3 sau cupa. Marea performanță a lui este creșterea de jucători. Aici trebuie factorii de răspundere să aibă prioritate. Toată lumea merge după scor, rezultat și poziție în clasament, dar nimeni nu se gândește să crească jucători așa cum face Gică Hagi. Comăniță spune că atmosfera pe care o creează suporterii este un real sprijin pentru echipa de la Malul Mării. Micii fotbaliști de la grupa Under 8 se antrenează zi de zi pentru a deveni cei mai buni fotbaliști. Antrenorii Farului îi inițiază în tainele fotbalului și îi învață lucrurile elementare pentru a deveni campioni. Denis, cum este? Îți place mult fotbalul? Da. Ai venit la Academia Hagi și cum este cu colegii tăi la antrenamente? Super. Ce faceți în mod special? Ce îți place cel mai mult? Meciuri. Selecția în momentul de față decurge foarte bine. Noi am început activitatea de anul trecut, la grupa de 2014 am făcut selecția anul trecut. În momentul de față urmărim copiii și încercăm să remarcăm copiii foarte buni cu calități motrice sau calități tehnice pe care le au, alternative cât și dobândite, nu știu, pe parcursul timpului. Dacă s-au jucat cu mingea înainte de a veni la antrenamente, ei sunt remarcați tot timpul. Copiii dornici să joace fotbal vin la antrenamente zi de zi și învață lucrurile elementare. Conducerea mingii, transmiterea mingii, să învețe să lovească mingea corect cu latul, în primul și în primul rând, să conducă mingea, după care învățăm driblinguri, întoarceri, lucruri simple pentru ei, că sunt destul de mici, au tot timpul înainte să învețe tot ce este necesar. Dar ABC-ul este cel mai important la vârsta aceasta. Antrenorii spun că cei mici se adaptează bine la școală și antrenamente. Știrile amiezii la Toto TV au ajuns la final. Dacă aveți informații care pot deveni o știre, ne puteți contacta la adresa redacția@tototv.ro, pe pagina noastră de Facebook la Toto TV, dar și pe Instagram. Și nu uitați, pentru informații actualizate, intrați pe site-ul nostru www.dototv.ro. Eu sunt Ivet Mârza, vă mulțumesc pentru atenție, să aveți o zi frumoasă!